Vă invit acum, dragi mei, să ascultăm uh, un cuvânt din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, începând cu versetul 9 și până la versetul 14, pagina 1013 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, începând cu versetul 9. Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau unii înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepti, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o cotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Am citit recent un fragment dintr-o rugăciune pe care cineva a spus-o înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune care mie mi-a rămas la inimă. Și spunea cel puțin fragmentul acesta pe care l-am citit eu, spune așa: Doamne, m-am târât prin pustiu până la tine cu paharul meu gol. Dacă te-aș fi cunoscut mai bine, aș fi alergat la tine cu o găleată. Ați prins sensul? Dacă l-am cunoaște mai bine pe Dumnezeu și ce belșug de binecuvântări are Dumnezeu, ne-am lărgit poate inima înaintea lui Dumnezeu să toarne Dumnezeu acolo din belșugul său. Adesea ne ducem cu un păhărel înaintea lui Dumnezeu prin pustiul acesta al lumii să pună Dumnezeu ceva acolo. Și Dumnezeu are binecuvântări inepuizabile. Ca să le dăruiască fiecăruia dintre noi. Mă rog, în această dimineață, Dumnezeu să ne lărgească inima noastră, să fie îndreptată inima spre Dumnezeu, spre bine Lui. Și acum, când ascultăm cuvântul Domnului. Am uitat într-una din cântări în această dimineață ceva ce poate este experiența noastră foarte comună. Când aș vrea să ascult cuvântul, să-l primesc cum se cuvine. Văd că totul stăm stă împotrivă. Numai harul tău mă ține. Vi s-a întâmplat vreodată în casa lui Dumnezeu când s-a deschis această carte și când s-a început slujba predicării să simți că nu poți, n-ai disponibilitatea, n-ai dispoziția sufletească să scoți cuvântul lui Dumnezeu. Dintr-un motiv sau din alt motiv, nu știu care e, Mă rog, domnule, în această dimineață, Dumnezeu din cer să dea harul său și la predicare și la ascultare. Și toată împotrivirea care vine de nu știu unde, dragii mei, să fie dată la o parte. Și Dumnezeu din cer să ne vorbească, Dumnezeu, dragii mei, să ne se adreseze, să umple inima noastră lărgită și astăzi de cuvântul din Scriptură. Dragii mei, imaginați-vă că în această dimineață, în această zi, aș avea posibilitatea să stau de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră și să vă pun întrebarea, știți de ce v-ați născut pe pământul ăsta? V-ați pus vreodată întrebarea, de ce, -am, de ce am venit pe pământul ăsta? Am un rost? Fiecare poate să gândește la domeniul în care lucrează, pentru ce se pregătește, foarte mulți oameni din această lume, poate chiar din biserici creștine, n-au un răspuns la întrebarea aceasta, de ce m-am născut pe această planetă? Noi care suntem oameni care ne mai aplicăm ochii și mintea spre cartea aceasta lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu ne-a dus în existență. Noi nu suntem întâmplare. Credeți în lucrul acesta? Dacă Dumnezeu ne-a dus în această lume, dacă Dumnezeu ne-a dus în existență, acolo unde ne-a dus, în familia în care ne-a dus, Dumnezeu nu face nimic fără scop. Așa să se afle întreabă. Dumnezeu face totul cu un scop. Ei bine, care e scopul pentru care noi suntem în această lume și am venit în această lume? Care este? Deci, mei, din perspectiva scripturilor, fiecare om, bărbat și femeie, mai mare sau mai mic, a venit în această lume din perspectiva lui Dumnezeu cu scopul ca să-l slăvească pe Dumnezeu și să se bucure de Dumnezeu pentru eternitate. Celelalte sunt lucruri colaterale. Ăsta e scopul cu care Dumnezeu ne-a dus în această lume. Să-l slăvim pe Dumnezeu sau, dacă vreți, să ne închinăm lui Dumnezeu și apoi să ne bucurăm de Dumnezeul acesta pentru eternitate. Noi venim în la casa lui Dumnezeu și cântăm, ne rugăm, slujim într-un fel sau altul, predicăm cuvântul Scriptură, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și tot ce facem în locul acesta, dragii mei, de foarte multe ori, noi prindem sub sintagma asta, venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Și -o întrebare este, ne închinăm lui Dumnezeu? Ce înseamnă să te închin lui Dumnezeu? Printre altele înseamnă ca noi, cei din locul acesta, dacă venim aici, închinarea nu ține doar de locul acesta, dar acum despre asta vorbesc. Înseamnă răspunsul nostru la ceea ce este Dumnezeu și la ceea ce face Dumnezeu și ne este descoperit nouă. Răspundem lui Dumnezeu. Trebuie spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament că Moise s-a urcat pe munte, Dumnezeu s-a coborât la el într-un nor și a rostit acolo numele Domnului. Și a zis, Domnul, Dumnezeul tău este un Dumnezeu îndurător și milostiv, plin de bunătate, care iartă păcatele. În fața acestei descoperiri de sine, dragime, a lui Dumnezeu, știți ce a făcut Moise? s-a plecat până la pământ să se închine. A răspuns prin închinare la ceea ce Dumnezeu s-a descoperit. Numai că, frați și surori, închinarea noastră trebuie să fie de așa natură încât să-i placă lui Dumnezeu, să fie primită de Dumnezeu. V-ați spus vreodată întrebarea asta când vin în locul acesta și cânt în cor sau slujesc la Amvon sau fac o altă slujire în locul acesta? Închinarea mea este primită de Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu? A zis Domnul Iisus Hristos către către femeia aceea din Samaria Voi vă închinați pe munte. Ăștia se închină la Ierusalim. Dar vine vremea în care nu veți, veți închina, Domnul, nici și pe munte, nici la Ierusalim, ci vă veți închina în Duh și adevăr, astfel de închinători dorește și Tatăl. Ca să fie primită închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, închinarea noastră trebuie să îndeplinească niște condiții. Una dintre ele, bunoare, este să fie adusă înaintea lui Dumnezeu într-o cunoaștere de Dumnezeu. Zicea Domnul către femeia aceea, voi vă închinați la ce? Nu cunoașteți. S-ar putea să venim în locul acesta sau în alt loc, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem că ne închinăm. Noi nici măcar nu cunoaștem pe Dumnezeu. Nu că nu știm ceva despre Dumnezeu. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod personal. Trebuie să nu fie superficială. Adică hai să, să facem, hai să cântăm, să cântăm, hai să ne rugăm, să ne rugăm. Știți ce spune Dumnezeu prin cartea profetului Ieremia? Blestemat este cel ce face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Mai credem lucrul acesta, dar mei, că trebuie să, să, fim foarte atenți când ne închinăm lui Dumnezeu. Să fie făcută în cunoaștere, să, să, nu fie superficială, să fie făcută cu respect înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu merită tot respectul nostru. Dar, dragii mei, vreau să mă opresc în această dimineață la o altă condiție pe care o cere închinarea noastră ca să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu. Știți care este condiția aceasta? Acesta este și subiectul de această dimineață. Închinarea cere onestitate. Când venim la închinare, trebuie să fim onești cu Dumnezeu și onești cu noi înșine. Cinstiți cu Dumnezeu și cinstiți cu noi înșine. Am citit despre doi oameni care au venit să se închine, să se roage, să se închine la Templu. Unul a fost onest, unul n-a fost onest. Unul a fost cinstit cu Dumnezeu și cu el. Altul n-a fost cinstit nici cu Dumnezeu, nici cu el. Și spune Sfânta Scriptură că au plecat acasă diferit, pentru că unul a fost onest și altul n-a fost onest. Întrebarea mea este astăzi, frați și surori, suntem aici la închinare, suntem onești în închinarea noastră? cinstiți cu noi și cinstiți cu Dumnezeu? Închinarea cere onestitate. Și ascultați-mă bine, frați și surori. Nu este un lucru care poate fi luat ușor. Pentru că Dumnezeu sau primește închinarea noastră, sau respinge închinarea noastră. Și am vrea să venim în locul acesta tineri sau mai în vârstă, ca biserica lui Dumnezeu sau oameni care venim în locul acesta, în așa fel încât Dumnezeu să primească închinarea noastră. Închinarea cere onestitate. Ce înseamnă să fim onești înaintea lui Dumnezeu în închinare? Și la asta vreau să încerc să spun câteva cuvinte. Mai întâi de toate, suntem onești în închinarea noastră atunci când ne evaluăm viața în mod corect. Câți din locul acesta obișnuiți când veniți în casa lui Dumnezeu la această închinare corporativă, această închinare împreună, câți obișnuiți să vă verificați viața? Cum am venit la închinare? E important lucrul acesta. faceți ori. Sau și așa nu ne știe pastorul, și așa nu ne știe dirijorul de cor, și așa nu ne știe comitetul bisericii. Venim și e bine că ne văd prezent la biserică. Sau trebuie să ne analizăm viața? În cartea lui Nemia spune Sfânta Scriptură despre un moment din istoria lui Nemia și a poporului de acolo, zice Sfânta Scriptură că o a patra parte din zi au citit Cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Și o altă parte din zi, ce au făcut? Și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. De ce nu s-au închinat fără să-și mărturisească păcatele? De ce a fost nevoie, dragii mei, ca închinarea să fie precedată de mărturisirea păcatelor? Știți de ce? Pentru că viața noastră afectează închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și noi când venim la închinare, noi vrem, dragii mei, sau cel puțin ar trebui să vrem, ca Dumnezeu din cer să ne fie binevoitor. Dumnezeu din cer să ne asculte rugăciunile când ne rugăm. Că nu venim, dragii mei, în locul acesta să spunem rugăciuni pentru ca să spunem rugăciuni. Venim să ne asculte Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să ne analizăm viața. Zice Apostolul Petru să scrie Apostolul Petru Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, puteți să continuați. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Viața noastră afectează închinarea noastră. Spunea psalmistul în, în cartea psalmilor: Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea sau în mintea mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Pentru că viața noastră afectează închinarea noastră. Și atunci când vin la închinare, ca să, să fie primită închinarea mea, dragii mei, să fiu onest înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mă evaluez onest. Cinstit înaintea lui Dumnezeu. Ei, a venit omul acesta, fariseul. Cum s-a evaluat omul acesta? Cum și-a ceșit viața? Cum și-a analizat viața? Din perspectiva realizărilor, performanțelor spirituale. A negat Domnul Isus Hristos faptul că omul acesta dădea zeceuială sau postea nici de cum. Dar omul acesta a luat în considerare înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce face. Nu s-a gândit că sunt lucruri pe care nu le face. A luat în considerare binele pe care îl face, nu a luat în considerare răul pe care îl face. Și când stai în fața lui Dumnezeu, ești onest când te gândești la viața ta în totalitate. Și binele și răul pe care îl faci. Este cineva aici care s-a fi făcut numai bine în viața lui săptămâna care a trecut? Să știți, este cineva, niciunul. Și am venit la închinare într-o zi de sărbătoare. O zi în care să stăm împreună la masa Domnului. Cum mi-am analizat viața, mi-am cercetat viața în această dimineață? Uitându-mă la câtă dărnicie am făcut săptămâna trecută, pe câți am vizitat săptămâna trecută, la câți am vestit Evanghelia, sau câte n-am făcut în săptămâna trecută. S-a analizat omul acesta comparându-se cu alții. Uitați-vă în dreapta și în stânga și o să ziceți, poate în mintea noastră, eu nu ca ăsta. E e cinstită o asemenea analiză de sine. O asemenea evaluare personală e cinstită? Eu când sunt cinstit în analiza mea, stau înaintea lui Dumnezeu, înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Înaintea uh, Maestății lui Dumnezeu. Așa ca și Isaia în Vechiul Testament, care a văzut acea descoperire de sine a lui Dumnezeu și a zis: "Vai de mine, sunt pierdut!" Atunci am zis, scrie acolo în cartea Isaia, capitolul 6. Vai de mine, sunt pierdut. Și întrebarea este, când a fost acest atunci? Am zis, ăsta sunt. Când el și-a analizat viața din perspectiva slavei lui Dumnezeu, sfințeniei lui Dumnezeu, maestății lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, ca să fim onești în închinarea noastră, trebuie să ne evaluăm viața în mod corect, înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, dragii mei, trebuie ca să fim onești în închinarea noastră, trebuie să implicăm în închinare toată ființa noastră. Închinarea are două componente, cel puțin două componente. Este un, o componentă exterioară. Bună oară, mergem într-un loc să ne închinăm. Fariseul ăsta s-a dus la templu. Era o componentă exterioară a închinării. Sau ne ducem într-un loc împreună cu alții. Fariseul ăsta s-a dus acolo împreună cu vameșul respectiv. Îndeplinim anumite gesturi religioase. Ne punem pe genunchi, stăm în picioare, ridicăm mâinile. Sau îndeplinim anumite acte religioase, ne rugăm, cântăm. Toate aceste componente exterioare ale închinării noastre sunt văzuți de toți ceilalți. Și o să vadă frații că nu lipsesc niciodată de la cina Domnului. Sau o să vadă frații că mai lipsesc din când de când de la biserică, de la închinare. Numai că atunci când vrem să fim onești înaintea lui Dumnezeu în închinare, trebuie să pricepăm că este o componentă interioară a închinării. Nu-i destul să fac act de prezență. Trebuie să mă uit ce e înăuntru meu. Și în închinare, dragii mei, trebuie să contribuie și mintea noastră Când venim în locul acesta să ne închinăm Noi, prin prezența noastră, transmitem acest mesaj Că stăm înaintea lui Dumnezeu Că ne îndreptăm spre Dumnezeu Acum vreau să vă întreb, dragii mei Dumneavoastră, când veniți în locul acesta Mintea e la Dumnezeu E sau nu e? O să-ți spune sigur că e la Dumnezeu. Nu știu dacă e chiar așa. A venit fariseul acesta la templu să se roage și când te rogi, în mod automat, dacă vreți, dai acest mesaj, eu sunt îndreptat spre Dumnezeu. Mă gândesc la Dumnezeu. Nu mai știți care e situația? Omul ăsta neonest nu se gândea la Dumnezeu, se gândea la oameni. Cine mai este cu mine la închinare? Vă și la acela. Care spiritualitatea acestui om ai un păcătos? Care categorie socială aparține omul ăsta? Categoriei vameșilor, păcătoșilor dacă vreți. Și toată preocuparea minții acestui om era îndreptată spre oameni, nu spre Dumnezeu. Suntem onești în închinare când ne gândim mai mult la cei din jur decât ne gândim la Dumnezeu? În vara asta, nu știu dacă am mai spus, în vara aceasta am fost plecat cu soția uh, câteva zile din Cluj. Unul din nepoți a insistat foarte mult să vină cu noi și am zis, nu se poate. E așa situația că nu se poate. A venit duminica seara, noi trebuia să plecăm lunea. El a venit duminica seara, a stat lângă soția mea acolo și a început să se roage, Dumnezeule, fă minune să mă pot duce și eu. Într-un fel, l-am luat cu noi luni. Și am mers cu mașina pe drum, el a zis către soția mea, M-ai auzit aseară cum am rugat în biserică? Soția zice, dar eu m-am rugat eu, m-am rugat eu. Dar am zis eu, auzi, tu ai auzit-o pe ea cum s-a rugat. A zis n-am auzit-o pentru că eu stăteam de vorbă cu Dumnezeu. N-am auzit-o pentru că eu stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Câți dintre noi, oamenii maturi din locul acesta, am putea zice, nu-l aud pe cel din dreapta, pe cel din stânga, eu stau de vorbă cu Dumnezeu. Dar când nu suntem onești în închinare, dragii mei, mintea noastră nu-i la Dumnezeu. E la cei din biserică. Poate cum predică, poate cum cântă, poate cum e îmbrăcat, poate cum nu e îmbrăcat, poate... Mă înțelegeți? Componenta asta interioară de onestitate în chinării noastre, când, ea este, când mintea noastră este îndreptată spre Dumnezeu. Nu neapărat spre ceilalți. Cât sunt în biserică în seara asta sau în dimineața asta? Cine face slujbă în dimineața asta? Știu eu că nu-i nu 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 suficient de spiritual. Dragă mei, închinarea cere onestitate să participăm cu toată ființa noastră, cu exteriorul nostru, dar și cu interiorul nostru. Mintea noastră să fie îndreptată spre Dumnezeu. Să lăsăm pe ceilalți în seama lui Dumnezeu. Dar interiorul ăsta înseamnă nu doar minte, înseamnă și inimă. Dumnezeu se uită la inimă. Cântăm o cântare. Unde e inima noastră? spune o rugăciune. Unde e inima noastră? De regulă, inima e văzută în Scriptură ca și sediul emoțiilor noastre. Participă emoțiile noastre, dragii mei, la închinare înaintea lui Dumnezeu, interiorul nostru. Adică ar trebui să fim plini de bucurie înaintea lui Dumnezeu. O să zică cineva bine fratele lui, da, numai Dumnezeu știe câte necazuri am și de, de la câte necazuri am vine la biserică. E așa, e adevărat o grămadă de necazuri. Frământări peste frământări, lipsuri peste lipsuri, suferință după suferință. Dar dragii mei, cel puțin bucuria că ești în casa lui Dumnezeu. Ai putea să nu fii aici. Te doare stomacul, te doare inima. Te dor toate. Ai lăsat acasă cine știe ce probleme. Nu poți să sar de bucurie, cum făceau logul acela care era la templu și a intrat sărind de bucurie în templu că a fost vindecat. Nu poți să faci asta. Dar poți să ai în sufletul tău, în închinarea asta, bucuria că ești în casa lui Dumnezeu. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Așa spune Sfânta Scriptură. Poate că mai este cale lungă până când să ne bucurăm când cineva ne zice, hai la casa lui Dumnezeu. Dar Biblia mă învață că ar trebui în închinarea mea să fiu onest înaintea lui Dumnezeu. Nu doar să vin când vin, ci să vin cu toată ființa mea, cu mintea mea, cu inima mea, înaintea lui Dumnezeu în închinare. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Ar trebui ca inima mea în închinare, nu doar să se bucure, să-L iubească pe Dumnezeu. Să fie important pentru noi Dumnezeu, Într-unul din psalmi, psalmistul zicea așa înaintea lui Dumnezeu, iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu și cerile mele. Adică eu stau înaintea lui Dumnezeu cu glasul meu în închinare, dacă vreți. Am în inima mea iubire pentru Dumnezeu că cel mă aude. Noi suntem aici la închinare în această dimineață. Fizic, în exterior suntem aici și ne vedem fețelul unealtora. Înăuntru, numai Dumnezeu pătrunde unde e mintea noastră, numai Dumnezeu știe. Cum e inima noastră, numai Dumnezeu din cer știe. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne binecuvinteze, să fim onești în închinarea noastră. Cinstiți! Să fie și mintea la Dumnezeu. Să fie și inima la Dumnezeu. Vreau să mai spun, dragii mei, un lucru și după aceea să trecem la împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului. La treia rând, suntem onește în închinare atunci când nu ne preocupăm doar de obicei, ci și de rezultate. Rezultate închinării. Știți foarte bine, ca și mine, că noi oamenii ne formăm anumite obiceiuri și obiceiul este felul în care faci un anumit lucru pe care îl faci foarte des. Bună noi venim la casa lui Dumnezeu. Des ne-am format obiceiul să venim la casa lui Dumnezeu. După cum alții nu au venit la casa lui Dumnezeu foarte des și au făcut obiceiul să nu vină la casa lui Dumnezeu. Ne-a făcut obiceiul să ne rugăm sau să cântăm sau să citim în Biblie sau să postim. Știți că și Domnul Iisus Hristos avea anumite obiceiuri? Știți, frații mei? A intrat în sinagogă după obiceiul său se retrăgea în munte să se roage după obiceiul său. S-a ridicat să învețe după obiceiul său. Și acum întrebarea mea este următoarea. E greșit să avem obiceiuri de felul acesta? E greșit? Să mergi la biserică. Să ai obiceiul să mergi la biserică. Să ai obiceiul să te rogi. Să ai obiceiul să citești în Biblie. Să ai obiceiul să postești. E greșit? Nici de cum. Dacă și Domnul a avut obiceiul de felul acesta. Problema este atunci când obiceiul devine o rutină fără viață. Atunci când obiceiul pe care îl practic, îl practic doar pentru că este obicei, fără să urmăresc rezultate. Deci doi oameni au venit să se închine. Unul să împlinească poate un obicei și altul a venit să urmărească rezultate spirituale. Ce rezultat am dacă vin la templu și mă rog lui Dumnezeu? Noi venim aici la casa lui Dumnezeu și cântăm și cântăm frumos uneori. Ne rugăm, uneori ne rugăm frumos. Și se predică cuvântul lui Dumnezeu. V-ați pus vreodată întrebarea cu ce rezultate plec eu din casa lui Dumnezeu? Am rezultate sau nu am rezultate? Cam ce rezultate am putea să urmărim atunci când venim în casa lui Dumnezeu să ne închinăm lui Dumnezeu? Dragii mei, am putea pleca din locul acesta niște oameni care am beneficiat de mila lui Dumnezeu. Care din locul acesta nu are nevoie de mila lui Dumnezeu? E cineva aici? Vameșul acesta a venit la casa lui Dumnezeu să urmărească acest rezultat. Să aibă Dumnezeu milă de mine. E cineva aici care ar putea zice, eu am venit în locul acesta ca Dumnezeu să aibă milă de mine. Sau ar trebui să ne gândim când venim înaintea lui Dumnezeu că am putea experimenta înnoirea vieții. Avem nevoie să se înnoiască viața noastră. A venit vameșul acela plin de păcate, avea dreptate fără să că e un păcătos. Dar s-a dus alt om acasă. A urmărit rezultate. Sau să se schimbe starea noastră sufletească. Venim întristați, ne ducem plin de bucurie. Deci, dragii mei, suntem onești în închinarea înaintea lui Dumnezeu că nu suntem mulțumiți să împlinim un obicei. Vrem să fie rezultate spirituale. Și ar trebui, dragii mei, să ieșim din starea asta de automulțumire că am fost la biserică. Că am făcut o slujbă la biserică, și să zic, Doamne Dumnezeule, vreau să am rezultate spirituale. Dacă mă rog, vreau să am rezultate spirituale. Atunci când cânt, vreau să am rezultate spirituale. Atunci când mă închin într-o formă sau alta, Dumnezeule, vreau să am rezultate spirituale. Dar ce ar trebui să se întâmple, dragii mei, să în onestitatea noastră în închinarea înaintea lui Dumnezeu pentru ca să fie rezultate spirituale. Și ce ar trebui printre altele? Să ne punem de acord cu Dumnezeu în ceea ce înseamnă păcatul. Acum, dacă v-aș ruga frumos să faceți o listă cu păcate, adică ce este păcat, ați putea să faceți o listă? minciuna este păcat. Hoția este păcat. Curvia este păcat. Dar oare Dumnezeu are ceva pe lista lui diferit de ce avem noi pe lista noastră? Sunt onest în închinare înaintea lui Dumnezeu când mă pun de acord cu Dumnezeu și ce zice Dumnezeu că e păcat, să zic și eu că e păcat Dumnezeule. A venit fariseul ăsta neonest înaintea lui Dumnezeu să se roage. S-a uitat la vameșul acela și a zis, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt hrăpăreți, nedrept și prea curvar. Hrăpăreț înseamnă lacom de avere, lăcomia de avere. a trece-o pe lista asta cu păcate. Unii de alții bani. Nedreptatea, a trece-o pe lista asta. Prea curviați, trece pe lista asta. Dar numai că nu astea sunt toate păcatele. Ca să fiu onest cu Dumnezeu în închinare, trebuie să mă pun de acord cu El și să zic că și altele sunt păcate. Adică și ceea ce fac eu sunt păcate. Fare ăsta zicea, ce face vameșul sunt păcate, dar ce fac eu? Faptul că sunt arogant, și ăsta era arogant, Faptul că sunt disprețuitor și ăsta ai disprețuia pe ceilalți. Ăstea nu sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Ca să fiu onest în închinare, dragii mei, trebuie să consider că e păcat și ce fac eu, nu doar ce fac ceilalți. Chiar dacă nu intră în categoria păcatelor pe care alții le fac, ce fac eu și este împotriva voiei lui Dumnezeu, este păcat. Atunci sunt onest în închinare. Când mă pun de acord cu Dumnezeu în ceea ce privește păcatul. Fariseul n-a fost cinstit. Sunt onest în închinare și urmăresc rezultate. Vreau să am rezultate. Atunci când mă pocăiesc, nu vreau doar să pară că sunt la închinare. A venit vameșul acesta, vreau să vă întreb ce a făcut vameșul acesta aici. A fost pocăință sau nu a fost pocăință? A fost sau nu a fost? A stat undeva mai departe, poate într-un colț, nu îndrăzdea să ridice ochii în sus, n-a strigat poate tare ca și vameșul, deși vameșul zice, că, adică fariseu zicea că spunea în sinea lui. Dar poate avea și momente în care zicea cu voce tare. Omul ăsta a stat într-un colț și a zis ai milă de mine, păcătosul. Omul acesta n-a venit la templu doar să facă figurație, să împlinească un obicei. A venit la templu să se închine, să se roage ca să aibă rezultate și a priceput că nu poate avea rezultate fără să se pocăiască. Peste câteva minute vom pleca din locul acesta. Cu rezultate sau fără rezultate? În funcție de felul în care ne-am pocăit, sau nu ne-am Și în funcție de felul în care vom vedea că rezultatele nu țin de noi neapărat, țin de Dumnezeu, nu țin de meritele noastre. Fariseul acesta care n-a fost onest în închinare a crezut că îl poate cumpăra pe Dumnezeu cu câteva fapte bune. Nu că n-ar trebui să facem fapte bune. Dar niciodată nu o să facem suficiente fapte bune cu care să-L obligăm pe Dumnezeu. De aceea vameșul acesta a priceput rezultatele spirituale din viața mea sunt exclusiv mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu. N-am cum să îl oblig pe Dumnezeu să facă ceva în ființa mea, în viața mea, să mă duc de la templu altfel de cum am venit, bazându-mă pe câte lucruri bune am făcut de o săptămână trecută. Și dacă vreau să plec cu rezultate, trebuie să pricep că Dumnezeu trebuie să aibă milă de mine. De aceea a zis Vameșul acesta: Ai milă de mine, Dumnezeule. Și a zis Domnul într-un final: Vă spun că mai degrabă omul ăsta s-a întors acasă cu rezultate. S-a întors acasă socotine plianit. Pentru că mila lui Dumnezeu a lucrat. Dragii mei, noi venim în locul acesta la închinare, ca în dimineața aceasta. Cât de onești venim la închinare. Cât de onești. Onestitatea noastră în închinare este dată de felul în care noi ne analizăm viața. Fără să ne analizăm viața cinstită înaintea lui Dumnezeu. Nu are cum să fie bine primită închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Venim în locul acesta să ne închinăm și suntem fizic prezenți aici. Și plină biserica duminică dimineața. Închinarea are și o componentă interioară. Unde mi e mintea mea? La ce este în jurul meu, la cei care sunt în față sau în spate sau în, într-o parte sau alta, la oameni? Sau mintea mea e la Dumnezeu? Deci, mai de foarte multe ori venim în locul acesta poate cu o anumită așteptare în sufletul nostru. Dar când l-am văzut pe cutare, când l-am văzut pe cutare, toată bucuria s-a dus. Dumnezeu să Scriptura în Vechiul Testament, în cartea Estera că Haman s-a dus la împăratul, era uh, unul dintre, dintre apropiații împăratului, Estera s-a dus și a făcut din nou invitație împăratului și lui Haman să vină la spăți, și Haman a ieșit plin de veselie din, din, curtea, din, din, din uh, casa împăratului. Dar când l-a văzut pe Mardoheu, toate vestile astea dus. Fii la casa lui Dumnezeu cu așteptări. Dar când îl vezi pe Mardoheu, toată bucuria se duce. Pentru că în loc să te gândești la Dumnezeu, că ai venit să te închin lui Dumnezeu, când l-ai văzut pe Mardoheu, nu poți să te bucuri înaintea lui Dumnezeu. Și te duci mai trist decât ai venit. Pentru că nu suntem onești în închinare. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze frați și surori. Dumnezeu să lucreze în biserica aceasta. Închinarea cere onestitate. Să venim înaintea lui Dumnezeu onești. Cinstiți cu noi și cinstiți cu Dumnezeu. Și când plecăm de aici, cu siguranță vom pleca cu rezultate spirituale. Dragii mei, vom beneficia de mila lui Dumnezeu. De se va înnoi ființa, viața noastră. Vom fi plini de bucurie. Că se va apropia Isus de noi, ca și de femeile acelea care s-au dus triste la mormânt. Se va apropia Isus de noi și ne va zice cum le-a zis lor. Bucurați-vă! Și ele s-au aruncat, se cuprindă de picioare și s-au închinat. Le-a fost schimbată starea sufletească. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, dragii mei, să luăm în serios adevărul lui Dumnezeu. Amin.